Bună ziua, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, după un weekend foarte agitat din punct de vedere sportiv, Naționala României a obținut un rezultat foarte bun în Grecia. Începem o nouă săptămână, sper eu, mai bună decât cele de până acum. Și prima știre de astăzi se leagă de vizita lui Traian Băsescu la San Nicolau, unde Traian Mondialu a făcut o afirmație care pe mine m-a cam enervat. Zicea el că cel de-al doilea mandat al său a fost formidabil de greu, dar că a reușit să pună țara acolo unde trebuia. Fraților, înțelegem noi din asta că Traian Băsescu avea sarcină să pună țara într-un anumit loc, unde trebuia. Deci Traian Băsescu nu avea treabă cu această țară din punct de vedere al binelui țării, al binelui poporului, ci avea o treabă de alt gen, să o pună acolo unde trebuie. Păi să vedem unde trebuia pusă țara asta. Păi țara asta, după 10 ani de domnia lui Traian Băsescu, iată, a devenit pe față un vasal al Statelor Unite și mai precis al celor ce conduc Statele Unite, că nu a Statelor Unite la general. România astăzi este exact ca la 1800, o țară vasal, o țară care nu numai că ascultă ordine de la un stăpân, dar se duce cu pâra, se duce acolo să se consulte înainte de a lua decizii în ceea ce privește țara și plătește tribut. Astăzi plătim tribut către Statele Unite, de fapt către conducătorii Statelor Unite, la fel cum plăteam către Înalta Curte Otomană. Plătim tribut, nu în aur, cu toate că nu se știe nici asta, dar plătim în petrol, în gaze, plătim tribut în stil modern, adică cu resurse naturale. Ambasadorul Statelor Unite sau nici măcar atât, locțiitorul ambasadorului Statelor Unite se implică în politica economică și socială internă când vrea și cum vrea el, își arată mușchii ori de câte ori simte nevoia, ceea ce e interesant, vezi, zice, bă, da, știi, de ce să nu? Păi de ce nu își spune părerea ambasadorul Germaniei? De ce nu spune părerea ambasadorul Franței sau Angliei atunci când vine vorba de taxe, de accize, când vine vorba despre justiție? De ce atunci nu se amestecă? Dar aș fi eu curios. Oare ambasadorul României în Statele Unite își dă cu părere atunci când e vorba să se introducă taxe în Statele Unite? Sau când e vorba de independența justiției în Statele Unite? Își dă el cu părerea? Dar nu numai atât. Dar îl întreabă cineva ce părere are? Nu. Ei bine, nici în România, nici un alt reprezentant al unui stat străin nu își permite ceea ce își permite reprezentantul Statelor Unite. Adică să se amestece fățiși în a împărți dreptatea în România. El spune dacă are PDL-ul dreptate sau PNL-ul, el spune dacă este bine să fie taxa pe stâlp sau nu, el spune dacă e de acord cu politica externă a României sau nu. El spune cum trebuie să dea sentințe justiția, el spune cine e vinovat, cine e nevinovat. Asta înseamnă o țară care și-a pierdut suveranitatea, care și-a pierdut independența, care este vasală, umilă, slugă și mai plătește și tribut. De ce? Pentru că așa a vrut Traian Băsescu. Atenție! România nu avea de ce să ajungă în această stare de umilință și supunere pentru că nu exista motiv și mai ales de ce față de Statele Unite, la dracu în praznic. Că dacă era față de Germania sau față de Bulgaria, înțelegeam, bă, ne-au cucerit. Așa cum a fost cu Imperiul Otoman. Bă, n-am avut încotro. Dacă am vrut pace cu ei și să ne lasem pace, să nu ne transforme în pașalâc, trebuia să le plătim și să fim vasali. Dar noi astăzi suntem slugi la americani pentru că așa a vrut Traian Mondialu. Să ne transforme în colonie și în țară de servitori umili, obedienți, la marea poartă de la Washington. Și asta suntem. Fără niciun motiv, fără nicio rațiune și chestia asta n-au făcut-o nici bulgarii, nici ungurii și nimeni altcineva în Europa. Noi, de bună voie, prin voia și dorința ambasadorului Statelor Unite onorific pe România, Traian Mondialu.
Dar nu numai atât. Ia să vedem unde a mai trebuit să pună țara el Băsescu. Ce a ajuns România astăzi? Nu doar că plătim tribut în petrol, gaze și bogății naturale, dar atenție, suntem jefuiți. Pentru că din extracția acestor gaze și petrol, nouă nu ne revine nimic. Iau totul, așa-s de hămesiți, rechinii ăștia mondiali, că măcar să zică, bă, luați și voi româna și mă, un 15-20% acolo. Luați și voi ceva. Nu, ei iau totul. Pentru că acea redevență ordinară de 3-4% nu acoperă nici cheltuielile cu reparațiile ecologice și de infrastructură pe care le produc. Așa că asta se numește jaf la drumul mare. Ia să vedem ce a mai reușit Real Mondialul. A reușit să pună pe butuci industria românească. Industria românească, capitalul românesc, au fost total distruse în acești 10 ani de domnia lui Traian Băsescu. Sigur că da, nu Traian Băsescu direct, ci prin intermediul via Emil Boc și femei, mari prieteni al lui Traian Băsescu, pe care în 2014 ura când a ajuns la președinție și după 6 luni de președinție a ajunsese să-i iubească și să-i vadă ca indispensabil pentru România. Ei bine, Emil Boc cu Tăricianu și cu femei au reușit, patronați sub înaltul patronaj al lui Traian Mondialu, să distrugă complet tot ceea ce însemna industria românească, capital românesc. Fie că a fost vorba de Olchim, fie că a fost vorba de industria de aluminiu, fie că a fost vorba de industria grea, fie că a fost vorba de industria constructoare de mașini, totul a fost distrus complet. Și, bineînțeles, s-a făcut loc, că pentru asta s-a distrus, ca să facă loc marilor corporații care au venit în România și vă zice, bine mă, ce contează pentru noi că e capital românesc sau că este corporație străină, nu? Suntem în lumea asta mondializată, că nu mai contează. Păi nu contează, dragilor, dar contează. Contează că înainte profiturile, banii rămâneau în țară, la români care îi reinvesteau și îi băgau aici și cheltuiau în România, pe când acum banii pleacă fără să fie impozitați. Ați văzut cel mai bun exemplu chiar astăzi cu acea mare companie IT, Siveco, și atenție, este un nimic, este o picătură într-un ocean, evaziunea fiscală făcută de Siveco. În țara asta se fură, se jefuiește la mare prin neplata taxelor și impozitelor, prin evaziune fiscală de către toate marile corporații. Toți își externalizează profiturile în offshore-uri. Nimeni nu plătește aici. Ăsta este sat fără câini. Sub atenta oblăduire și atenție a guvernului României. Guvernul României știe că toate aceste corporații fac evaziune fiscală. Mascată sau nemascată? Mai pe față sau mai semi-legal? Știe foarte bine, eu mă îndoiesc că nu știe Victor Ponta. Bine, el nu prea înțelege chestiile astea economice, că el de-aia a fost pus prim-ministru acolo, pentru că nu înțelege nimic. Că de asta are nevoie România, de un prim-ministru care să nu înțeleagă nimic ca să poată fi jefuită ușor România. Dar consilierii lui cu siguranță înțeleg. Domnul Blănculescu cu siguranță înțelege cum țara asta e jefuită prin evaziune fiscală albă, gri sau neagră. Dar, dragii mei, acolo trebuia pusă România, vorba lui Băsescu. România a fost pusă acolo unde trebuie. Adică colonie deschisă la jaf. Iar noi să devenim slugi, sclavi pe plantație. Să muncim pentru o cratiță de orez. Ca să nu murim de foame și să ne uităm la televizor să-i votăm. Pentru că oriunde te uiți la televizor, nu vezi altceva decât votați unul dintre noi. Adică toți cei din care aveți de ales sunt de ai lor. Toți fac același joc, toți slujesc aceleiași înalte porți. Ce-a mai făcut Traian Mondialu? Ce, unde și-a mai realizat el visurile? Păi acolo, unde a umilit și batjocorit românii cu măsuri economice de austeritate fără echivalent în Europa, chiar și în condiții de criză economică. Niciun alt popor n-a mai fost umilit, batjocorit cum a fost românul. De ce?
Pentru că întâmplarea face ca Traian Mondialu să nu ne iubească. Asta a fost ghinionul nostru, tată. Ce să faci? O chestie care vine din suflet. Dacă el ne disprețuiește profund, dacă nu ne place pe noi, pe români, asta e, am avut ghinion. I-a venit foarte ușor să zică. Tăiem salariile, 25%. Uite așa, așa vreau eu, așa vrea mușchiul meu. Sigur că da, nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Nu-i prost el că a vrut să taie. Suntem noi proști că am acceptat. Că am tăcut și am mers pe burtă 20 de milioane de păduchi care a mers pe burtă și am acceptat să facă ce vrea cu noi. E vina noastră. Nu numai atât. A mai și îndatorat România cu vreo 17 miliarde de euro. Pe care tot noi o să-i plătim. Atenție! Nu numai că ne-a tăiat 20% din salarii. Nu numai că a adus mii, zeci de mii de români în pragul falimentului și în pragul sinuciderii. Că aveau rate la casă și nu puteau să o plătească și le lua banca acasă. Nu-i doar atât. Salarii, falimente, dezastru, economie ruinată. Toate astea cu o mare plăcere. Simțeai la Traian Mondialu în ăștia 10 ani plăcerea de a lovi în propriul popor. Ne-a dus acolo unde trebuie, unde merităm, la ce popor de ce popor moluscă, vorba generalului Chelar. Acolo merităm. Dacă nu avem coloană vertebrală, asta este. România este astăzi o țară la cheremul corporațiilor care fac și desfac ce vor ei în România. Ei fac legile, iată, avem Ioana Petrescu, avem Răzvan Niculescu, miniștri numiți de corporații ca să facă legi în favoarea corporațiilor. Astfel încât aceste corporații să nu aibă nicio datorie față de această țară unde fac averi imense, iar noi românii să fim supra-taxați, supra-impozitați spre binele lor. Să iau bani de la români ca să se dea corporațiilor. De ce? Pentru că acolo trebuia să ajungem. Pentru că Traian Mondialu ne spune, ne-a dus acolo unde trebuia. Mai mult, nu le-a ajuns că ne-au furat toate bogățiile subsolului, dar au făcut în așa fel încât să ni se fure și terenurile agricole. Veți zice, bine, dar era obligatoriu, ca așa e în UE. Iată că pentru bulgari n-a fost obligatoriu, pentru unguri nu e obligatoriu, pentru nemți nu e obligatoriu, pentru francezi nu e obligatoriu, pentru polonezi nu e obligatoriu, pentru nimeni altcineva nu e obligatoriu, doar pentru noi. Ăilalți toți aveau obligatoriu, dar au găsit portițe în astfel încât să nu se poată. E bine, Traian Mondialu ne-a adus acolo unde a vrut, ca în România să se poată. Și România, iată, astăzi, peste 30% din terenurile agricole ale României nu mai aparțin românilor. Acolo unde trebuie, nu? Ne-a adus pe drumul cel bun. Ia să vedem ce-a mai reușit să facă Traian Mondialu, să-și îndeplinească din scopuri și din atribuții. Păi a reușit să facă din România cea mai împădurită țară din Europa în 1990, ca și procentaj, peste 34%, astăzi România este cea mai slab împădurită țară din Europa, cu 20%. România aproape a pierdut jumate din suprafața ei forestieră. Pe zice, bine mă, dar și așa era prea proaspăt aerul la noi aici. Mai trebuia făcut ceva, că se dezvoltaseră prea mulți urși și dinozauri în pădurile românești. Așa, dacă a mai tăiat din păduri, s-a mai împusinat și din urși și dinozauri, nu? Și acum putem să mergem mai liniștiți la picnic. Stăm la soare, nu mai stăm la umbră. Înainte, când mergeai în pădure, în excursie, era umbră, ți era frig. Acum e frumos, soare, oriunde te duce, soare. E soare și în buzunarele lui Vereștoi și al lui Schweighofer și ale multor altor și a nenumărate firme arabe care au defrișat, jefuit România de lemn la liber. Acolo unde trebuie, nu Traian Mondialu. Acolo am ajuns unde ai vrut. Sigur că da, bine ai făcut. Ei, Traian Mondialu a mai
bifat o realizare mare. A făcut din România ținta rachetelor atomice rusești. România era o țară care nu interesa pe nimeni. Rușii au avut posibilitatea de nenumărate ori în istorie, fără să-i poată reține nimic, să pună laba pe România și să se împroprietărească cu România și nu le-a trebuit. Vreau să vă amintesc că nici în anii 50, când aveau trupe și unde erau cotropitori în toată Europa de Est, și în Cehia, și în Ungaria, și în Germania, și în Polonia, și peste tot, în România n-au vrut. Să nu credeți voi că li s-a făcut lor frică de români. Pur și simplu n-au vrut să-și pună în cap România. Că știau că e o țară neguvernabilă, incontrolabilă. Și decât să aibă belele, mai bine nu. Asta întotdeauna în istorie, nu numai acum în 50. Ei bine, nu-i interesat de România. Dar Traian Mondialu a reușit să stârnească ursul de la Est, a reușit să-l zgândere până l-a nervat. Și acum aflăm că Rusia pregătește o nouă doctrină militară în care toate statele care au baze militare NATO pe teritoriul lor să devină ținte pentru rachetele nucleare. Întâmplarea face că Traian Mondialu ne spunea fericit la sfârșitul săptămânii trecute că a reușit să facă din România o țintă pentru Rusia. A reușit să aducă baze militare, auziți? Ci că vor veni americanii să ne apere aici cu baze NATO cu 200 de militari. Vă întreb eu, aia 200 de militari vor salva România? Nu. În schimb, ne-au făcut o țintă. Vă întreb eu, scutul de la Deveselu a fost făcut ca să apere casele românilor sau ca să apere bogățiile în gaze și petrol pe care au pus ei laba? Ei bine, de dragul americanilor, am devenit și ținte nucleare. Mare realizare! Bravo, Traiane, ne-ai adus acolo unde ai vrut. Acolo unde trebuia. Bravo! Traian Mondialu a avut grijă și pe plan intern să facă din România raiul gangsterilor și mafioților, în frunte cu Ponta, pe care l-a numit de doar 3 ori ministru, prim-ministru. Și că fără plăcere. Nu. A fost obligat, ne dă de înțeles. A fost obligat de ce? Pentru că trebuia să meargă mână în mână chestia asta. Președintele cu prim-ministru să coabiteze, să-și dea mâna peste țară, ca să împartă țara asta, să o spulbere în toate direcțiile. Au reușit. Numai că Traian Mondialu ne avertiza acum 7, 8, 10 ani că sistemul e ticăloșit și că el o să-l rezolve. Iată, așa bine l-a rezolvat el pe sistemul ticăloșit, că astăzi România este, nu mai are 300 de gangsteri în Parlament, are 600. România a ajuns, de rușinea planetei, se știe că aici nu faci nimic decât cu șpagă. Aici șpaga a devenit lege, regulă de o rânduire socială. Aici nimic nu mai poți face fără șpagă. Aici totul se face în stil mafiot. În 10 ani de domnie a lui Traian Băsescu, care era antisistem, era foarte împotriva sistemului. Bine, i-a trecut după vreo 5 ani, n-a mai băgat-o pe aia cu antisistemul, cu regimul ticăloșit. Sistemul era ticăloșit până când i s-a aservit lui și i-a servit intereselor de a face ceea ce trebuie cu România. E bine, de când România este acolo unde trebuie, sistemul nu mai e ticăloșit. Nu l-am mai auzit spunând că e ticăloșit. Și-a dat seama că nu e. Nu este ticăloșit chiar dacă el și cu Victor Ponta, într-o țară în care se autodeclară democrată, în care există separația puterilor în stat, în această țară, el, Traian Mondialu, și cu Mickey Mouse Ponta, se bat în direct pe televiziuni care din ei să numească prin procuror și șef DNA. Vă dați seama? Al dracului separația puterilor în stat. Așa separate sunt puterile în stat că ei pe față se bat să numească șefii acestor instituții importante din justiția românească. Curat murdar. Asta este. Și a atins scopul Traian Mondialu.
A făcut-o România așa cum trebuia? Tot Trump mondialul este cel ce stă în spatele pierderii drepturilor și libertăților cetățenești în România. Astăzi România este cea mai nedemocratică țară din Europa. Astăzi România este o țară în care cetățenii nu mai au niciun drept. Nu mai au dreptul de a protesta, nu mai au dreptul de a manifesta, nu mai au dreptul de a vorbi liber. Dacă ieși și demonstrezi împotriva jafului de aur de la Roșia Montană, imediat îți vine amendă acasă. Ieși astăzi 2000 de lei, ieși peste o săptămână încă 2000 și te pomenești că trebuie să-ți vinzi casa din cauza că te-ai dus și ai manifestat și ai spus că nu vrei să fie jefuită țara de aur. Asta este democrația la Traian Băsescu. Ai voie să manifesti, dar ești terminat. Ai voie să vorbești ca primo. Ai voie, ai vorbit la Nașu TV, 300 de milioane amendă. Păi cum? N-ai jignit. N-ai avut limbaj injurios, n-ai avut limbaj cu excese sexuale. Nu te-ai dezbrăcat să faci sex, n-ai dat interviuri și n-ai luat interviuri cu Corina Crețu. N-ai făcut nimic, primo. Nu m-ai spus că Traian Mondialu s-a dus în vizită la stăpânii lui după ce Șimon Perez spusese că el e stăpânul României. Ei bine, 300 de lei milioane amendă. Păi ai voie să zici ce vrei, primo. Da, te radem. Și dacă tot nu te-ai liniștit, l-am pus pe Laurent Turoș să avertizeze Nașu TV. Prima oară când mai vorbește primul de meritocrație, se ridică licența postului Nașu TV. Adică atenție, atenție, vorbești ce vrei în România, dar nu vorbești să ne iei nouă ciolanul. Adică nu babi și tu câmpii aici cu meritocrația ta unde să nu mai conducă politicienii. Adică cum? Adică cum democrație participativă fără parlamentari, fără mafie politică? Păi desființăm postul, tată, dacă așa. Asta e libertatea. Zici ce vrei, dar desființăm postul, dacă mai zici. Ne-ai adus unde trebuia, Traian Mondialu. Ai avut profesor bun pe păpușarii americani. Dragii mei, multe a reușit Traian Băsescu în 10 ani de domnie. Foarte multe. Un singur lucru n-a făcut. Are o bilă neagră. În fața păpușarilor, în fața stăpânilor săi, are nenumărate bile albe și a realizat în proporție de 99% programul impus de către stăpâni, dar are o bilă neagră. Neagră de tot. Roșia Montană. N-a reușit. Omul ăsta a făcut 3 ani. Lobby săptămânal la televizor. Că trebuie, că trebuie să le dăm aurul, că trebuie să dăm, că trebuie, trebuie, trebuie. Și tot n-a reușit. Chit că l-a luat alături de el să-l sprijine în chestia asta și pe Pontac. Băi, frate, în ciuda a toate astea, le-a fost frică că forțează nota și iese revoluție în România. E bine, asta n-a reușit. Dar, atenție, per ansamblu, 99% din planurile care i s-au impus le-a dus la bun sfârșit. Rămâne Roșia Montană, dar, atenție, că și asta se va duce la bun sfârșit, pentru că în curând vom avea pe Mickey Mouse președinte și va prelua el această ultimă și neîmplinită sarcină și sunt convins că o va duce la bun sfârșit. Victor Ponta ne-a anunțat că nu se lasă bătut, ci doar amână momentul când va face cadou aur României Goldmanilor. Așa că Traian Mondialu, într-adevăr, ai realizat ceea ce ți-ai propus. Ai pus țara acolo unde trebuie. Felicitări, Traian Mondialu. Dar să vedem ce urmează după Traian Mondialu. Un sondaj realizat de Inscop la comanda ziarului Adevărul oferă cea mai fidelă fotografie a competiției prezidențiale în condițiile în care numărul și numele candidaților s-au stabilizat față de cercetarea din luna iulie. Cel mai important lucru, cea mai spectaculoasă creștere, o înregistrăm în cazul celor care declară că se vor prezenta la vot, în mod sigur. 55,7% față de 48,6% în urmă cu 2 luni. Ce vrea să zic asta? Că în iulie, mulți români
nu s-ar fi prezentat la vot. De scârbă. Ei bine, între timp, a crescut cu vreo 7-8% procentul celor ce s-ar prezenta la vot sigur. Poate să fie și apelul meu către popor, către voi, telespectatorii, să mergeți la vot și să anulați votul ca să le dăm o palmă acestor gangsteri. S-ar putea să fie și asta. Mă gândesc că alt motiv nu văd pentru care un român scârbit de ceea ce se întâmplă în țara asta să se răzgândească, să zică, bă, mă duc la vot, că m-a convins Elena Udrea. E, uite, mi-a plăcut așa de mult programul Elena Udrea, că de unde mi-era scârbă de tot ce înseamnă politică și politicieni, acum sunt convins să o votez pe Udrea. Mă îndoiesc de asta. Eu mă gândesc că cel puțin 5 din cele 7% țin de apelul meu de a merge la vot și le dau o palmă acestor gangsteri, să le arătăm că suntem împotriva lor, nu că suntem dezinteresați, nu că suntem indiferenți, ci că suntem interesați de ce se întâmplă în țara asta, votăm și votăm împotriva lor a tuturor. Sper să fie asta. Rămâne de văzut în ziua alegerilor care vor fi rezultatele, numărul de voturi anulate. Dar ce vedem noi cu privire la candidaturile prezidențiabililor de astăzi? Păi, Victor Ponta, Klaus Iohannis, Călin Popescu Tăricianu, Monica Macovei, Elena Udrea. Aceștia ar fi potențiali candidați care ar putea face ceva procente. Ei bine, Victor Ponta este pe la vreo 40%, după care urmează cu 20% Klaus Iohannis, Călin Popescu Tăricianu, Elena Udrea, Monica Macovei, Dan Diaconescu, Vadim Tudor și așa mai departe, ăștia sunt cu 2-3%. Deci singurii care contează efectiv sunt Victor Ponta, Călin Popescu Tăricianu și Klaus Iohannis. Cu siguranță în finală va ajunge Victor Ponta, asta ne interesează, împreună cu Klaus Iohannis sau, ar fi chiar culmea, să ajungă în finală cu Tăricianu. Dacă ajunge în finală cu Tăricianu, nici nu mai contează cine câștigă, că e tot una, e același lucru. Dar șansele pentru turul 2, indiferent cu cine ajunge în finală, sunt clar în favoarea lui Victor Ponta, care ar avea în confruntarea cu Klaus Iohannis un scor de 54-46%, în confruntarea cu Călin Popescu Tăricianu ar avea 55-45%, iar cu Elena Udrea 66-34%. Deci cu Monica Macovei 67-33%. Deci oricum o dai, oricum o faci, clar, Elena Udrea, Monica Macovei n-au nicio șansă, iar în finală cu Klaus Iohannis ar câștiga Victor Ponta relaxat. Eu n-am nicio îndoială că Victor Ponta va câștiga alegerile, vă spun pe față. Sunt diverse voci din rândul jurnaliștilor, sigur că da, nu prea poți să pui bază pe ce spun jurnaliștii de pe televiziunile lor, de pe Realitatea, de pe B1, de pe RTV și de pe Antena 3. Nu poți să pui nicio bază, că ea nu spun decât ce le zice stăpânul lor, să zică. Ei sunt jurnaliști, dar ei de fapt sunt purtători de cuvânt a vocii păpușarilor din spate. În afară de mine și de Hurezeanu și de CTP, nu cred că mai există vreun jurnalist care să spună ce gândește el. Unul la mână, că nu-i duce capul să gândească, doi la mână, că n-ar mai lua salariu dacă ar spune ce gândesc ei. Păi cum adică? Eu, Gușă, te plătesc pe tine ca să spui ce ai tu în cap sau ca să mă reprezinți pe mine? Păi ce rost mai are să am post de televiziune dacă tu îți pui părerea ta proprie? Normal, și nici nu sunt de acuzat. Ei trebuie tot să spună ce le dictează stăpânul, că primesc salariu. Ei bine, eu nu primesc salariu. Mie nu-mi dă nimeni salariu. Eu aduc banii eu de acasă și îmi permit luxul de a spune ce gândesc. De-aia găsiți la Actualitatea Românească un cu totul alt fel de știri. Cu totul altfel, care nu seamănă deloc analizele acestea cu cele de la posturile păpușarilor. Simplă chestiune
pe plătitor de salariu. Cine plătește salariu? Asta e diferența. Poate că s-ar mai găsi și la celelalte posturi câte 1, 2, poate 3 care să-i ducă mintea să facă o analiză. Da, dacă face analiză după cum vrea el, pierde salariul și moare de foame, așa că nu-i folosește la nimic inteligența. Mergem la punctul următor. România trebuie să-și accelereze eforturile pentru a-și asigura independența energetică, obiectiv în care companiile americane ne ajută, a declarat luni premierul Victor Ponta, adăugând că adevărata bătălie cu Federația Rusă va avea în centru chiar resursele energetice. Dragii mei, nu termină bine Băsescu, mondialul, să latre la Putin, să atace Rusia sau să preamărească păpușarii și NATO, că imediat apare și Victoraș să dubleze, să zică și el, să copieze și el. El n-are o problemă în a plagia. Nici pe Traian Băsescu. Orice vine și zice și dă limbi Băsescu, vine după aia Victoraș ca să supervizeze. Indiferent despre ce vorbește, ce lingușește, cum lingușește, pe cine, pe cine atacă, în ce interese, după o zi, două apare și Victoraș. Acum, 3-4 zile, a fost Traian Mondialu să se lingușească pe lângă ea de la Exxon și de la Chevron, a venit rândul lui Victoraș să dea niște limbuțe la Exxon și Chevron și la americani, să spună câtă nevoie avem noi să fim jefuiți de firmele americane, așa de bine ne pare, așa suntem de fericiți. Dar, dragii mei, eu nu înțeleg. Ci că să avem independență, în primul rând, că România are independență astăzi. După ce au distrus toată industria chimică, la ordinul femeiului și a păpușarilor, România astăzi nu mai are nevoie de gaz cât să fie necesare importuri. Ne putem asigura din producția internă de gaz, necesarul de gaze. Ei bine, Victorașul ține palul, nu că independența. El nu știe probabil, sau se face că nu știe, sau vrea să vă arunce vouă o praf în ochi, cum că nu suntem independenți. Dar suntem. Dar bun, să zicem că n-am fi. Să zicem că am avea nevoie să importăm 5% din gazele necesare de la Gazprom. Păi vă întreb eu, dacă importi 5% din necesar, se numește că ești dependent? Se numește că oricând poți să închizi, să zici, hai bă, să luați concediu fără plată. 3 zile, ăia de la industria, să zicem, mare industrie siderurgică românească. Gata, 3 zile, pauză. Sau tai la români gazul, 2 ore pe zi. Hai că nu o să moară românii. Se pune așa mare problemă din independența asta de energetică? Ce noi suntem ca ucrainenii? Sau ca restul Europei care depinde în procent de 30% de importurile din Rusia? Nu. 2 la mână. Cu ce ești mai independent dacă plătești la Gazprom sau dacă plătești la Chevron? Adică Chevronul nu poate să-ți închidă robinetul așa cum îți poate închide Gazpromul? Ba da. Problema este dacă depinzi de o firmă sau de alta. Mâine, poi mâine, zic americanii, bă, ia, aruncați o bombă deasupra Moscovei. Hai, Băsescule, trimite un avion și aruncă o bombă deasupra Moscovei. Și Băsescu zice, bă, n-am curaj, nu fac asta. Nu? Îți tăiem gazul. Păi nu ești la fel de dependent? Tot așa ești dependent. Băsescule, ori faci ce zicem, ori îți tăiem gazul. E dependență. Indiferent că o face Gazprom sau o face Chevronul. Da, când e slugă la Chevron, e mai plăcut decât la Gazprom. Adică e mai profitabil, mă gândesc. Cităm din Victor Ponta, Slugoiu. România investește mai mult în cheltuielile de apărare. Și aici a fost ascultător. A crescut bugetul la 2% de cheltuieli, adică trimitem 2% din PIB-ul României, adică 300 de milioane de euro îi luăm de la educație și sănătate și îl facem cadou americanilor. De ce? Ca să facem față atacurilor Rusiei, mă. Vă dați seama, când noi o să avem cu 300 de milioane de euro, cumperi
cumperi un avion. Vă dați seama că noi o să avem un avion F-16. Vă dați seama cum ține în piept rușilor? Îi spargem dacă nu-i bolnav pilotul. Dacă e bolnav pilotul, ghinion. Dar dacă nu-i bolnav pilotul, păi un român face cât 100 de ruși, mă. Un avion românesc egal 100 de avioane rusești. Dar nici atunci nu-i de ajuns. Că ea nu numai că au nu 100 de avioane, au peste 1000, dar mai au și câteva mii de rachete nucleare. De? Și noi nu prea. Noi avem câteva, dar le ținem ascunse în chiloții lui Traian Mondialu și al lui Victor Ponta. Ei bine, dragii mei, ne-am scos. Dacă luăm de la educație și sănătate și de la și dacă luăm din medicamentele bătrânilor, o să moară mai repede bătrânii, nu se mai chinuie să trăiască până la 85 de ani, o să trăiască până la 75. Păi dar ce viață aia de la 75 la 85 de ani? O viață plină de chinuri și privațiuni, cu pensii mici, mici, că trebuie să facem profit mare la corporații. Ce viață aia? Mai bine să moară să nu se chinuie, nu? Nu le mai dăm medicamente și dăm banii lui Lockheed Martin, lui Boeing și așa mai departe. Sigur că da. A rezolvat-o Victoraș. Ăsta e un patriot, vedeți? Ăsta e un patriot. Iar nemernicii ca mine, la pușcărie, cum zicea Gheorghe Niculina pe forum la Nașu TV, la pușcărie, idiotule, cu tine. Da, să-mi funzi pușcăria. Păi dar cum patriot? Adică tu vrei să fie bine pentru români și pentru România, nu pentru americanoizi, nu pentru bogătanii din spatele corporațiilor, la pușcărie. La pușcărie, așa i-ați făcut și lui Mihai Eminescu, așa i-ați făcut și lui Ceaușescu, și lui Dej. Și pe aia i-a băgat în pușcărie, că din cauza că sunt comuniști. Nu pentru că la grevele de la Griviță au cerut condiții umane de muncă. Umane, nu altceva. Pușcărie. La pușcărie și cu ea, și cu Zelea Codreanu, și cu Maniu, și cu Brătianu. Plutonul de execuție pentru Antonescu? Sigur că da. Cu toții, pușcărie și Raș, toți care vor binele României. La zid. Ceaușescu, la zid, n-a vrut să dea țara femeiului? N-a vrut să dea țara noi ordini mondiale? La zid cu el, pac, pac, gata. Rezolvat. Așa Gheorghe Niculina. La zid și cu Primo. Ce e asta? Cum adică să nu înțelegi că România trebuie să fie o colonie și românii sclavi? Adică dacă nu înțelegi atâta lucru, la pușcărie, zicea bine fiica mea, când am fost la memorialul durerii, la Sighetul Marmației, mă întreabă fiica mea, tati, zice, pe tine tot aici o să te aducă, în celula lui Maniu, unde a murit Maniu. Eu am râs. Am zis, nu, că tata e un om bun, n-are de ce. După aia mi-am dat seama ce idiot sunt, dar ceilalți n-au fost oameni buni, ceilalți n-au vrut bine ale României. Da. Am râs ca prostul. Uite că Gheorghe Niculina a simțit de unde bate vântul, la pușcărie. Băgați-mă și pe mine, unde? În celula lui Brădianu sau al lui Maniu? Unde o să mă băgați, Gheorghe Niculina? Păi da, tata, da, ce e aici? Ce chestie asta? În vremurile noi ordini mondiale, vii tu cu patriotisme și cu din astea? Adică te opui noi ordini mondiale? A? Noilor stăpâni? Frumos! Celulele sunt gata zugrăvite, amenajate. Apropo, la acest memorial, la Sighet, în pușcăria unde au murit Maniu și Brătianu și alți zeci de mii de mari români patrioți, dragii mei, așa frumos, deci o pușcărie, ce poate să fie acolo? Vă dați seama că nu e mobilier, nu e aparatură, nu e nimic. M-a frapat o chestie. Nicăieri n-am văzut o cruce. Și acolo au murit zeci de mii de oameni. Păi și întreb pe unul din ăștia care erau acolo, supraveghetori. Băi, zic, care e explicația că nu e nicio cruce aici, într-un loc în care au murit atâția oameni? În celula lui Maniu ați pus niște cătușe și un buchet de flori, dar n-ați pus acolo, pe patul lui, o cruce. Păi zice, nu e voie. Cum nu-i voie, zic, mă? Cum nu-i voie să pui pe patul pe care a murit unul dintre cei mai mari patrioți pe care i-a dat neamul ăsta vreodată? N-ai voie să-i pui o cruce? Când omul ăla își făcuse din oase o cruciuliță în pușcărie.
Ce nu, zice, că cei ce ne-au sponsorizat și ne-au ajutat să renovăm și să facem muzeu din pușcărie, nu sunt de acord. Cum, zic, mă? Cum nu sunt de acord? Nu, zice, că e o organizație evreiască și trimit în fiecare an un om să verifice în mod special chestia asta, să nu apară vreo cruce pe aici. Am rămas blocat. Vă dați seama câți bani putea să aducă cineva, nu contează cine, ca să poată să aibă pretenții. Într-un loc în care, vă spun, singura investiție este în tencuială. S-a reparat tencuiala. Că ușile sunt tot alea din 1950, zăbrelele sunt tot alea, cătușele sunt tot alea. Ce s-a putut investi acolo atât de fantastic și nu putea să facă statul român ca să poată să pună o cruce pe patul unde a murit Maniu? Nu, nu-i voie. Nu-i voie pentru că cei ce au binevoit să participe cu banii pentru tencuială au interzis. Da, șocant, șocant. Asta înseamnă o țară slugă. Asta înseamnă o țară unde este raiul dușmanilor poporului, unde nu mai suntem stăpâni pe nimic. Unde nu suntem în stare pentru libertatea noastră, pentru credința noastră, nici măcar atâta. Să dăm o tencuială. A trebuit să vină să dea alții tencuială, să ne impune să renunțăm la credința noastră. Ce popor, Doamne Dumnezeu! Citesc din Victor Zi și Michi. România investește mai mult în cheltuielile de apărare. Evident că decizia NATO e binevenită, dar eu cred în continuare că bătălia adevărată cu Federația Rusă nu va fi cu arme convenționale, ci cu energie. Dacă România reușește să-și asigure independența energetică pentru România și pentru Republica Moldova cel puțin, atunci toate aceste obiective pe care le stabilim la nivel economic se pot atinge, a declarat Ponta la o conferință organizată de ambasada SUA, American Cam și AMRO. Ia auziți, lingăul șef al României nu mai poate de dragul independenței energetice și este întru totul de acord cu politica promovată de Traian Mondial. Bani pentru înarmare și cadouri pentru corporații. De ce? Ca să ne luptăm cu Federația Rusă. Fai de mine, ce bătălie grea ducem noi. Numai că știți cum e? Noi ne batem cu ei, dar ei nu știu că noi ne batem cu ei. Asta e problema. Să trecem și la alți politicieni români. Președintele Senatului, liderul PLR Călin Popescu-Tăriceanu, propune inițierea procedurii de suspendare și demitere a președintelui Băsescu, el având și un calendar vizând suspendarea în preajma datei de 23 septembrie și referendum de demitere în 2 noiembrie, adică în ziua primului tur al prezidențialelor. Dragii mei, eu am rămas mască. Băi, tu vrei să-l suspenzi pe Traian Băsescu începând cu ultima zi de prezidențiabil? Adică ăsta din noiembrie nu va mai fi președinte și tu vrei să-l suspenzi după ce nu va mai fi președinte? Băi, eu înțeleg că unii e oligofreni, dar nu înțeleg cum este posibil ca acest Călin Popescu-Tăriceanu să-și bată joc de 20 de milioane de români. Adică el ne crede tâmpiți? Acum, după ce Băsescu anunță că și-a realizat toate obiectivele care i s-au impus, acum vreți voi să-l demiteți? Deci până acum nu a fost interesant să-l demiteți? Acum brusc a devenit interesant? Păi de ce nu l-ați demis înainte să ne pună Rusia în cap? De ce nu l-ați demis înainte să facă toate nenorocirile pe care le-a făcut? Nu. N-a fost nevoie. E, vreți să-l suspendați odată cu terminarea mandatului? Băi, să fie. Băi, cu asta, mă, da, gata.
Călinuș. Călinuș, de fapt, vrea un singur lucru prin chestia asta, ca să înțelegeți. Să nu credeți că ar vrea el bine României sau că vrea el să se pună rău cu Păpușarii acum să îl suspende pe Băsescu. Unul la mână. Păpușarii nu mai au nicio problemă. Poate să-l suspende pe Băsescu că el și-a făcut treaba. Doi la mână. Nu-l suspenzi, că practic oricum îi se termină mandatul. Dar ce urmărește de fapt Călinuș? Păi el vrea să atragă simpatia tuturor antibăsiștilor ca să o folosească în campania electorală pentru prezidențiale. El în mintea lui crede că dă lovitura astfel. El ce și-a zis? Fii atent, dacă folosesc treaba asta, toți ăia care îl urăsc pe Băsescu o să-și facă din mine un pordrapel și o să mă voteze la alegerile prezidențiale ca și garant al faptului că România nu va mai face ceea ce a făcut sub Traian Mondialu. Prin urmare, o să ajungă în finală Victor Ponta și cu mine Călinuș, Popescuș, Tăricenuș. Și gata, tată, nu avem nicio problemă. Ne împărțim țara cum ne place. Pe asta se bazează, de fapt, și ăsta este, de fapt, trucul la toată treaba asta cu suspendarea lui Băsescu. Dar să trecem și la lucruri pozitive, pentru că numai de rele ați auzit, pentru că tot ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem 2-3 minute, să vedem și un lucru pozitiv din politica românească. Lucru rar în zilele noastre, un deputat din majoritatea parlamentară și mai mult din principalul partid de guvernământ și-a dat recent demisia din partid pentru principii. Patriot sincer și naționalist moderat, deputatul Bogdan Diaconu a ajuns la concluzia că partidul din care făcea parte, în frunte cu prim-ministrul, pune în pericol unitatea statului român prin concesiile inadmisibile pe care le face inutilului aliat de guvernare UDMR, cel veșnic la putere. În cuvinte simple și în mod direct, domnul Diaconu își motivează demisia astfel. Demisionez în semn de protest față de cooptarea și păstrarea UDMR în executiv, în ciuda tuturor argumentelor care indică necesitatea excluderii UDMR nu doar de la guvernare, ci și din viața publică a României, deoarece reprezintă un focar de instabilitate, un factor de distrugere a bunei conviețuiri între etnii și o amenințare directă la adresa integrității statului român. Nu se putea o caracterizare mai bună a UDMR decât i-a făcut acest domn Diaconu, de care aud prima oară în viața mea. Sigur că nu-i lăsați să iasă la suprafață, sigur că nu-i invitat în emisiuni, sigur că nu-i lăsați să vorbească în Parlament. Ăsta e periculos pentru România, dragii mei. Ăsta e periculos. Ăsta, Gheorghe Niculina, la pușcărie și cu ăsta, cu mine, colegi de cameră, al nenorocit care vrea să salveze România. Uite, e singurul politician. Unul singur. He, gândiți-vă dacă aveam 600 ca ăsta. Hă? Ar fi însemnat ceva. Ar fi putut România să o ia în altă direcție. Nu spre epoca sclavagistă. Din păcate, rara avis, con flores non acet primavera, nu? Cum se zice? Și va fi probabil marginalizat și băgat la pușcărie. Că acolo e locul. Acolo e locul. Alături de mine și de alți idioți puțini ca noi. Dragii mei, până la ziua despărțirii și începutul pușcăriei, vă spun ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!